Aș vrea însă acum să ne apropiem de un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu pe care v-aș îndemna să deschideți împreună cu mine la profetul Ieremia. Capitolul 6 este un verset, versetul numărul 4, practic ultima parte a acestui verset care spune așa: Vai de noi, că ziua scade și umbrele de seară se lungesc. De fapt, ăsta este titlul predicii mele. Ziua scade și umbrele de seară se lungesc. Ieremia a fost un profet deosebit de toți ceilalți pe care Dumnezeu i-a folosit în Israel și în Iuda, pentru că este cunoscut profetul care plânge. El, de fapt, a scris și plângerile lui Ieremia. Este unul dintre profeții care au suferit enorm de mult pentru slujba pe care ei au avut-o. Și de fapt vreau să vă spun că ori de câte ori Dumnezeu te cheamă să slujești, te cheamă și să suferi. Țineți minte că Apostolul Pavel, când a fost chemat în slujbă, Dumnezeu i-a zis, Domnul Iisus i-a zis, am să-ți arăt ce ai să suferi din pricina numelui meu. Toți ne imaginăm că lucrarea Domnului este extraordinar de frumoasă și este, așa, dar ea este însoțită de suferință, este însoțită de critică, de respingere, de batjocură, de suferință. Țin minte că, și acum este candidatul dumneavoastră la președinție, Mircea Joană, ne-a vizitat biserica la Chicago și am fost emoționat. Atunci era ambasadorul României la Washington, nu? Să vină ambasadorul. Am fost emoționat și nu nimeream cheia la birou să-i deschid. Și mi-a zis, așa într-o zeflemea a politicienilor, ce domnul pastor, încercați cu cheia succesului. I-am zis, domnul ambasador, dacă eu aveam, eram ambasador acum. Zice, vrei să schimbăm? M-am oprit și i-am spus, nu, nu vreau să schimb cu dumneatale. Dar zice, de ce? Pentru că eu sunt un ambasador a unei țări mult mai mare ca România dumneatale, am spus. Sunt ambasador al Domnului Iisus Hristos, al cerului. Ok? Ei, dar ambasadorii ăștia nu duc prea bine, nu? Aș putea să fac o lamentație și o plângere a slujbei de popă, că aș putea pleca plângând acasă astăzi, dar nu folosește la nimic oricum. Vreau să vă zic numai că profetul ăsta a avut enorm de mult de suferit, pentru că mesajul său era extrem de nepopular. Cum este, de fapt, în general și mesajul pocăinței. Cum să spui cuiva, bă, ești păcătos, nu? Trebuie să te pocăiești, altfel, dacă nu, te ia ăla cu coarne și te duce în fundul iadului. E un mesaj foarte, foarte nepopular. Sunt biserici de astăzi care nu mai predică mesajul ăsta să nu fie nepopular, nu? Să nu creeze, eu știu, dureri de suflet oamenilor, să se simtă bine oamenii, nu? Ieremia n-a făcut așa. A predicat așa cum l-a pus Dumnezeu să predice, să spună, și le-a spus oamenilor din timpul acela, măi, oameni buni, vine împăratul Babilonului și o să cucerească țara asta voastră, frumoasă și sfântă, cum voi o credeți, și sfatul meu este să plecați cu el în Babilon imediat și să răbdați 70 de ani de suferință, pentru că 70 de ani n-ați respectat dreptul pământului sfânt pe care ați călcat. Tot la 7 ani trebuia să lăsați pământul să se odihnească. Dar voi ați fost niște evrei din aia răi și zgârciți, care ați vrut tot mai mulți și tot mai mulți bani și ați cultivat pământul în continuare. Și pământul ăsta am să-i dea odihnă, a spus Dumnezeu, 70 de ani, o să vă iau pe toți de aici și plecați în Babilon. Bietul om, l-au arestat, l-au aruncat într-o fântână plină cu noroi, l-au băgat la pușcărie, toate i-au făcut, au adus o serie de proroci mincinoși care au prorocit invers, că Domnul e alături de ei, o să-i bată pe babilonieni, de o să-i strice. Bietul om
avea un mesaj nepopular pentru lumea din vremea lui. Și în capitolul acesta, practic începând din capitolul 5, el are un mesaj în care descrie starea națiunii sale. Când eu am citit textul ăsta, am avut așa senzația că el se potrivește extraordinar zilelor în care noi trăim. Ieremia este un acuzator nemilos a căderii spirituale a neamului său și formulează într-un mod foarte poetic și profund în același timp, zice, umbrele de seară se lungesc, se lungește umbra, vine noaptea peste noi, oameni buni. Ziua a scăzut, a rămas puțin din această zi și vine noaptea, oameni buni. Ei, de aceea am folosit expresia aceasta lui, care întotdeauna m-a fascinat. Ziua scade și umbrele de seară se lungesc. În capitolul 5, versetul 31, el remarcă și în același timp condamnă un cerc vicios în care era întreaga sa națiune. Ascultați versetul acesta care, în contextul nostru pentecostal, carismatic, spune foarte multe lucruri. Și ar trebui să-l citim foarte des în bisericile noastre. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Întreabă Domnul. El remarca acest cerc vicios a neamului său. Prorocii proroceau minciuni, Domnul ne binecuvântează, vine o trezire spirituală, o să fim nemaipomeniți de buni și de bogați, Domnul e bun, plin de dragoste și așa mai departe. În același timp, preoții se foloseau de acești proroci ca să stăpânească peste popor și culmea, poporului îi plăcea, Domnule, chestia asta, nu proroci care ne vorbesc de bine, ne încurajează, ne ridică, ne îmbărbătează, nu? Și preoții o duceau bine, sprijiniți ideologic de acești hau-hau, cum zicea un comentator român, dădeau cu democrația, nu? Și cu politica zilei, încurajau lumea să-i creadă pe preoți și poporul îi plăcea cercul ăsta vicios în care se învârtea. Și spunea profetul, da, ce o să faceți la urmă? La urmă ce o să faceți? Când nimic din ce au promis ăștia nu se va împlini, când vor veni babilonienii peste voi, va fi cumplit, vor fi vremuri groaznice, înfioretoare la urmă. Noi am terminat la biserica unde slujesc acum, chiar glumeam cu Teo, i-am spus că după ce nu mai sunt păstor, m-au făcut evanghelist, întineresc mereu așa, și probabil că o să o sfârșesc la școala duminicală a copiilor, când o să dau mintea pruncilor, cum se zice. Ei, am terminat un studiu biblic recent în care Pavel spunea lui Timotei, lui în Filipeni, zicea că vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Ei, cuvântul ăsta, dacă vă uitați în original și acum aveți așa multe traduceri ale Bibliei în limba română, este un cuvânt pe care îl găsim într-un singur loc din Evanghelia după Luca, când vorbește despre îndrăciții din Gadara. Spunea că erau așa de cumpliți, așa de îngrozitori, încât băgaseră groază în toată lumea. Pavel spune, așa vremuri vor veni, vremuri de groază, îngrozitoare, cumplite, care vor veni peste întreaga lume. Și când vin vremurile acelea grele, te vei lovi cu capul de realitate. Și promisiunile, fanteziile cu care te-ai alimentat nu vor folosi la nimic. Mai departe, Ieremia constată un alt adevăr teribil despre vremea sa. Iată ce spune în versetele 13 și 14 din capitolul 6.
Căci de la, de la cel mic până la cel mare, toți sunt lacomi de câștig. De la proroc până la preoți, toți înșală. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând pace, pace, și totuși nu este pace. Trăiesc în mijlocul unei națiuni, spunea Ieremia, căroi răni sufletești nu le tratează nimeni. Nu tratează nimeni rănile spirituale, duhovnicești a nației mele. Vorbele vor să țină loc de realități. Am auzit un politician român recent pe YouTube care zicea: domnilor, să trecem de la fapte la vorbe. Wow! Păi, dar nu ne-am hrănit noi cu vorbe goale toată istoria, nu? De asta s-o săturase de fapte acum, să treacă la vorbe, nu? Spună vorbe frumoase, nu? De fapt, asta ar trebui să fie imnul țării de acum: parole, parole, vorbe, vorbe. Imnul secolului nostru, nu? Discursul politicianului corupt, care e plin de promisiuni goale, și dumneavoastră sunteți în campanie electorală și noi, efectiv, mi-e groază să mă duc acasă, nu știu exact încotro se duce America. Dacă o aleg pe cucoana asta, nu știu unde să mă mai mut. Că am fugit odată de comunism și acum nu mai știu unde să fug de el. Nu? M-aș întoarce înapoi în România, dar la dumneavoastră rușii sunt foarte aproape aici. Pot vizita oricând și am mai avut de suferit din pricina lor. El spune așa, Ieremia: prorocii prorocesc pentru bani. Există o lăcomie generală, toată lumea se duce să se căpătuiască undeva. Bogații de astăzi fac politica socialismului. Nu? Cei mai socialiști și comuniști în gândire sunt cei mai bogați oameni din America. Toți vor să îi ajute pe săraci, domnule, dar cu banii mei, nu cu banii lor. Ei vor să-și păstreze miliardele pentru ei și vor să ia banii de la noi, oamenii ăștia săraci, să dea la aia care nu vor să muncească deloc. Nu? Nu numai asta, dar ne-au adus în ultima vreme vreo 20 de milioane de săraci din toată lumea de când au deschis granițele, acum pentru toți. Unii au început să ocupe blocurile de locuințe a oamenilor care și le-au cumpărat de ani de zile, să-i scoate pe oameni afară, să mute ei acolo. Hotelele din marele orașe sunt populate de aceștia. Lumea se strică într-o viteză îngrozitoare. Și bogații fac politica socialismului, a libertății, a bogăției și a prosperității. Oamenii de astăzi vorbesc de pace și se înarmează de război, nu? Rănile lumii sunt absolut nevindecate. Și Ieremia vede așa de bine starea nației sale și este îngrozit de situația în care ei se găsesc. În versetul 15 din același capitol 6, Ieremia continuă și spune: sunt dați de rușine, că săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Iată că am ajuns într-o societate care și-a pierdut efectiv rușinea. Nu îi mai este rușine de nimic. Împreună cu Rodica am fost în România, cred că cu vreo 4 ani în urmă, când am lansat o carte intitulată La porțile Sodomei. I-am fost absolut oripilat când am văzut Casa Albă cu luminile curcubeului homosexualilor, atunci când au aprobat căsătoriile homosexualilor în America. În clipa aceea am avut senzația că eu de azi înainte trăiesc la poarta Sodomei și a Gomorei. Și am scris o carte cu subiectul ăsta. Am venit în România și am ținut o serie de predici despre pericolul ăsta care ne așteaptă. Au venit la mine o serie de frați, zice: măi, frate, asta nu are nimic de a face cu noi, domnule. Noi trăim în Europa, suntem o țară creștină, civilizată. M-aș bucura să mă duc înapoi să mă întâlnesc pe frații ăia și să-i întreb acum ce zic. Pentru că am fost inundați de această mizerie. Am fost inundați de această mizerie a unor oameni absolut fără rușine.
Ba, mândria lor acum este afișată prin demonstrațiile lor, prin centrele orașelor noastre. Merg alături de ei la aceste demonstrații de mândrie, politicienii de astăzi flutură steagurile imoralității lor pe toate clădirile publice, ba uneori și pe bisericile creștine de astăzi. Nerușinarea cu care se distrug instituțiile de astăzi este absolut strigătoare la cer. Ce să vă mai spun, copiii în majoritatea școlilor sunt educați astăzi că pot să își schimbe sexul când vor ei. Sunt țări care au legalizat acum concediul de naștere pentru bărbați. Când lucram pe șantierul din Arad, aveam un coleg destul de șugubăț și a cerut într-o zi șefului timp concediu de naștere. Dar zice, născut nevastă? Nu, zice, eu nu sunt căsătorit. Dar ce fel de... Păi zice, nasc o idee. Așa. Astăzi bărbații nasc, primesc concediu de naștere, nu? Familia tradițională este disprețuită. Aproape că își fac cruce americanii când le spun că noi am sărbătorit anul ăsta 50 de ani de căsătorie. Zice, cu aceeași nevastă? Nu? Fiul meu, care este păstor la biserica americană, îmi spunea, tată, zice, n-ai pe cineva să învețe limba română pe copiii mei? Le-am zis, de ce? Acum ai plecat la american? Da, zice, noi avem niște valori, noi românii. Și unde ai descoperit, la american? Zice, da, acolo am descoperit. Zice, noi avem familii care stau împreună până la moarte. Și dacă ai vedea familiile din biserică în care eu slujesc, au copii din 4-5 căsătorii, nici nu mai știu de unde sunt și cum. Și de ai vedea dezastru familiei americane, te-ai îngrozi, tată. Dar iată că noi trăim într-o lume în care a dispărut rușinea. Tinerii de astăzi trăiesc în concubinaj și nu mai creează familii. Avortul este legalizat. Trăim într-o lume care a dispărut, din care a dispărut rușinea. Oamenii nu se mai rușinează de nimic. Degeaba cuvântul lui Dumnezeu spune că păcatul este rușinea popoarelor, a neamurilor. Astăzi, societatea de astăzi se mândrește cu păcatele pe care ea le săvârșește. În al patrulea rând, Ieremia spune, trăim într-o lume care refuză să se întoarcă la vechile cărări. Iată ce spune versetul 16 și 17 din capitolul 6. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi. Fiți cu luarea la minte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund, nu vrem să fim cu luarea minte la nimic. Nu vrem să ne întoarcem la ale adevărate. Nu vrem niciun mesaj de la voi. Astăzi trăim într-o societate care trăiește în păcat și care refuză soluția lui Dumnezeu pentru păcat. Soluția lui Dumnezeu este pocăința și nu medicii psihiatrii. Și nu alte mijloace care le promovează societatea în care noi trăim. Rugăciunea întotdeauna ne-a dus în fața lui Dumnezeu și a dus la pocăință. Ar trebui să ne întoarcem înapoi la rugăciune. Ar trebui să ne întoarcem la ceea ce a dus progres în familiile noastre. Întrebați pe bunicii voștri ce s-a întâmplat, cum s-au întors la Domnul. Și călcați pe urmele acelea, nu încercați alte soluții, că ele nu există. Dacă ar fi fost altă soluție pentru mântuirea lumii, Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe singurul lui Fiu să moară pentru păcatele noastre. Pentru că este singura soluție să scăpăm de ele, crezând în El, în sângele Lui care a curs pentru păcatele noastre și primind mântuirea care vine de la El. Astăzi asistăm la o respingere a lui Dumnezeu și a chemării la pocăință în lumea în care noi trăim. Și ultimul lucru cu care vreau să închei, este că în urma acestor realități, spunea Ieremia, va veni pedeapsa lui Dumnezeu. Și dacă este ceva care mă îngrijorează enorm de mult,
Lucrul ăsta vine din acest verset, din versetele 18 și 19, din capitolul 6. De aceea, ascultați neamuri și luați seama la tot ce vi se va întâmpla, adunarea popoarelor. Ascultă și tu, pământule, iată voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui. O nenorocire care va fi rodul gândurilor lui. Căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. De foarte multe ori în predicile mele am spus să nu te lasă Dumnezeu la cheremul minții tale. Dacă vrea Dumnezeu să te pedepsească, să te lase să-ți hotărăști tu soarta. Pentru că, în primul rând, te vei ruina financiar, îți vei ruina relațiile, vei distruge familia, îți vei îndepărta copiii, vei ajunge rău de tot, îți vei ruina sănătatea. Dacă te va lăsa Dumnezeu la cheremul minții tale. Și Dumnezeu spune acestui neam, cea mai mare pedeapsă este că voi lăsa rodul gândurilor acestui neam să-i pedepsească. Avem deja o minte pornită spre rău, o lume care cunoaște și întreține războiul peste tot pe meridianele pământului. Ne înarmăm pentru războaie și toată inteligența umană, în primul rând, produce arme pentru distrugerea altora. Și este suficient ce avem acum. Și dacă ne lasă Dumnezeu la cheremul minții noastre, pedeapsa va fi rodul gândurilor noastre, rodul a ceea ce am fabricat în laboratoarele noastre. Avem peste câteva zeci de kilograme de trotil pe cap de locuitor fiecare dintre noi. Nu avem pâine, unt și, eu știu, alte bunătăți care se pot compara cu câte bombe avem repartizate pe capul nostru fiecăruia. Producem arme chimice, bacteriologice, biologice, electronice. Ați văzut ce s-a întâmplat recent, că până și telefoanele devin bombe. Rugați-vă să nu le folosească cineva într-o zi și împotriva noastră. Lumea se duce spre rău și suntem într-un pericol foarte serios, pentru că rodul gândurilor noastre nu este unul bun. Sunt câteva moduri de a vedea lumea astăzi. În primul rând, putem vedea viitorul așa cum îl văd politicienii de astăzi, în continuu progres. Toți ne promit că mergem de la bine la mai bine, la mai frumos și toți o să fim foarte fericiți, nu? Asta e până îi alegem, că după care se ocupă ei de buzunarele lor și nu de ale noastre. Un alt mod de a vedea lumea este un pesimism din acesta îngrozitor, pe care eu nu vreau în această dimineață să vi-l inspir absolut deloc. Pentru că multe lume vede lumea de astăzi, sunt lumea aflată în declin, și așa ne spune și cuvântul lui Dumnezeu că este cu adevărat. Dar creștinii au văzut întotdeauna lumea și Biserica lui Hristos cu alți ochi. Lumea este așa cum este ea, zic ei și ziceau ei, pentru că este căzută, dar ea va fi transformată prin venirea Domnului nostru Iisus Hristos și-L înviat. La venirea Lui El va transforma această lume. Și asta este speranța noastră tuturora. Nu vreau să plecați acasă acum îngroziți de lumea în care noi suntem, deși am avea foarte multe motive, ci să avem încredere că Cel ce vine va veni, că se va ține de promisiune, va veni să salveze această lume și să dea o lecție umanității întregi cum se administrează această planetă. Domnul Iisus Hristos vine și aceasta este speranța noastră cea mai frumoasă. Dacă nu ne vedem aici, s-ar putea ca vizita noastră să fie printre ultimele. Eu mă rog Domnului să ne vedem atunci când va veni El, să fim împreună cu El pentru veșnicie și Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea mult progres în lucrarea Bisericii
și să auzim vești tot mai bune despre progresul vostru și mii de suflete să fie câștigate pentru Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.